Ileana avea 16 ani când a crezut că și-a cunoscut jumătatea pe rețelele sociale. După un an de relație, a plecat împreună cu iubitul ei în Occident. Acolo acesta a obligat-o să se prostitueze. Fata a scăpat cu greu și azi e în România într-un centru de protecție. Este foarte important pentru adulții din viața copiilor să știe să comunice cu ei, să știe care sunt aceste pericole și să îi ghideze, să îi îndrume atât în mediul școlar, cât și acasă, cât și în relațiile cu prietenii, de ce ar trebui să se ferească. Și în principal ar trebui să le știe de cum să se ferească de pericolele din mediul online, pentru că acolo s-a mutat recrutarea traficului de persoane. România pregătește viitoarea strategie națională de luptă contra traficului de persoane. La rândul ei, Uniunea Europeană a adus îmbunătățiri directivei pe acest subiect. În decembrie anul trecut am actualizat această directivă pentru că trebuie să ne străduim mereu să ținem pasul cu capacitatea de adaptare a grupurilor infracționale. Tot ceea ce înseamnă fenomenul online. Prea des, ca societate, ne-am grăbit să blamăm victimele, uneori chiar minore, ale acestei forme de exploatare. Este deci momentul să investim mai mult în susținerea acestor victime. Lupta împotriva acestui fenomen privește și fenomenul spălării banilor în egală măsură. Ministerul Justiției a insistat și va insista și va sublinia constant că trebuie orientată activitatea de urmărire penală spre realizarea unor investigații financiare. Acționăm pentru incriminarea cererii. Și un alt obiectiv este urmărirea banilor rezultați din aceste infracțiuni, confiscarea acestor bani. 10 ministere conlucrează pentru noua strategie a României de luptă contra traficului de persoane, un document care va fi gata, potrivit autorităților, până în martie 2024.